Municipal de Dâmbovița. Mâine publicăm ce s-a întâmplat aici. Vreau un mesaj pentru Antena 3 din partea Dâmbovițeni. Noi iubim Antena 3 pentru că cele mai bune știți de la ei aflăm. Pe cine iubiți cel mai mult de la Antena 3? Eu pe Mugur Ciuvică îl iubesc cel mai mult. Pe Badea, pe Gâdea, pe domnul Gâdea, de fapt pe toți, toată echipa. Toată echipa, Și... Și ați venit să-i întâlniți, le-ați spus la mulți ani? Da, cum să nu le spunem la mulți ani că iubim pe toți, pe toți iubim. Pentru Jurnal de Dâmbovița? Sunt singurii care ne spun adevărul. Și pe dumneavoastră la fel, vă iubim și vă dorim sănătate. Și noi vă iubim pe dumneavoastră și încercăm să vă informăm corect. Ce deci, mesaj aveți pentru Jurnal de Dâmbovița? Așa este. Să fie la fel de corect cum au fost, cum îi știm de întotdeauna. Lângă spitalul județean. Mesaje pentru Antena 3, mesaje de... Spuneți-le tot ce vreți că băgăm pe site. Poate acum ați apucat să le spunem. De ce ați venit? Aici sunteți. Că iubim. Sunteți, ați venit că sunteți supărați. Păi, da? Dar nu pe Antena 3. Păi nu pe Antena 3. Nu suntem supărați. Dar pe cine sunteți? Dar pe cine suntem? Pe Antena 3 iubim toți. Politicieni. Dar să ne înjură și că nu putem să zicem nimic, că zice ce să facem, că stăm în fața televizorului și zice ce să facem, domnule, ce să facem? Păi ce să nu zicem, domnule? Nu, păi stai să zic așa, zice, haide să ieșim. Dar da. Dar... Ce să mai facem noi acum dacă pe toți ia la pușcărie și pe ușă îi bagă și pe cealaltă scoare? Dacă au greșit, dacă au greșit să ia, dar care... Unii poate merită, unii poate merită. Ați fi vrut să se nu vrem să stea la pușcărie, nu vrem să stea la pușcărie, bănuții, doamnă, bănuții, pentru că am muncit 32 de ani și nu am o pensie, am ajutor social, 650 de lei, nu se numește pensie după 32 de ani de muncă. Păi și n-aveți sentimentul că se face dreptate, că acum ai tot nu, dreptatea, doamna Nina, dreptatea este încuiată, din 90, cu lacăte foarte mari, urlă, dar nu are cine să o audă și nu poate nimeni să-i dea drumul. Am urlat și noi pentru dreptate și am rămas fără televiziune în 2011. Mă, că e prea mare, da. Așa e. Doamne, bine că v-am întâlnit. Care Iohannis? Cine l-a votat, domnule, pe Iohannis? Cine? Facebook-ul l-a votat pe Iohannis? Din păcate, Băsescu conduce din urmă. Din urmă. Băsescu conduce din urmă. Cât o să mai poată? Cât 30 de ani, 40 de ani, pe viață! Pe vremea lui Ceaușescu, domnule, s-au construit toate și le-au furat ei. Poporul a construit tot ce vedem cu ei. N-ați văzut ce face? Ce scrie? Băsește? Domnul președinte, m-au defurat. N-au defurat. Bine, în Târgoviște a fost o platformă mare industrială cu oamenii sunt fără locuri de muncă. Toate sunt demolate, uitați-vă la foc, la oteuri speciale, să dărâmă tot acolo, tot, să dărâmă tot. Ce au făcut? Și Dâmbovițeni au plecat în străinătate, au făcut orașe în străinătate. Păi Florin Popescu, în loc să-și vadă de profesoratul lui, doamnă, s-a băgat în politică, un escroc și el. Cine? Florin Popescu, doamne, eu am lucrat în învățământ, e păcat, doamne. Nu vă amintiți când ne dădea afară din... cu jandarmii? Păi nu l-a primit PSD-ul pe Florin Popescu. PSD-ul a primit niște primari din PDL. Dai lui Florin Popescu. Și sunteți... Deci simt că vă nemulțumește, nu? Și eu vreau să vă declar ceva. Sunt învățător cu 42 de ani vechime. Sunt venită în numele unor veterani de război din satul Valea Leul, Zibuciumeni. 100 de veterani de război au loturile furate în cota 1000, punctul turistic Păduchiosu. De primarii a două comune, Buciumeni și Moroieni, nu știm cui au dat aceste terenuri care le-au stăpânit pe vremea comuniștilor, țăranii de la mine din sat, veterani, oameni care au luptat, au venit cu decorații de pe front. De 8 ani trăim cu o hotărâre definitivă și irevocabilă și ne rugăm de toți prefecții de aici din Dâmbovița, cel puțin 6 nume, Aurelian Popa, Lazar Mirel, Caracota, 20 de audiențe, s-a mutat la partidul domnului Iohannis. Ce să facă? Să fie apărat
ce să se întâmple în această țară? Nimic, suntem disperați. Mi-a rușine. Ați vorbit? Am vorbit de 3 ori cu domnul Marinescu. Mi-a spus că numai DNA-ul rezolvă cazul. E posibil să ne dorim pușcăria român la român? Nu! Noi trebuie să ne dorim dreptatea. Așteptăm! Așteptăm ca domnul prefect să rezolve această problemă, că poate, pentru că terenurile sunt împrejmuite, au garduri. Țăranii nu vor renunța, aceia care mai trăiesc, câțiva veterani și moștenitorii acestora, nu vom renunța, fiindcă e amintire de la părinții noștri. I-am spus și domnului Vasiliu la televiziune și la jurnal de Dâmbovița. Am audiențe și la dânsul, am un geamantan de acte doveditoare, de plângeri, de la Arhivele Naționale, de la OCPI Dâmbovița, de la ADS București. Ne-ați povestit și colegilor de la scris, Antena 3. Am lăsat domnului Ciuvică în scris documente, dar avem un geamantan de documente, vechile titluri de proprietate. Oamenii sunt distruși, nu au cu ce plăti un executor judecătoresc. Ne-a cerut 22 de milioane domnul Gruianu de la Cuceasa și a spus că doar îl amenință pe domnul primar de la Moroieni. Pe 22 de milioane. Oamenii poate nu au bani de o pâine. Nu se poate așa ceva, să nu se întâmple nimic. Să ne lăsați numărul de telefon, pentru că vrem să venim la dumneavoastră. Doamnă Vasiliu, vi-l las din nou astăzi. Venim la dumneavoastră, și cu puterile pe care le mai avem, că doar ziarul ăsta îl mai avem, televiziunea nu este, dar vom da pe internet, pentru că internetul este foarte bun. Și vom trimite lucrurile acestea și la București. Lupta cu presa trebuie să fie alături de oameni. Sunt distrusă că mi-e rușine. Te umilesc când ajungi la prefectură în audiențe, doamnă. Știu, doamnă, am simțit umilința în picioare. Am simțit umilința pe sufletul meu. Te calcă în picioare. Ne-au distrus. Mi-e rușine. Mi-e rușine pentru copii și nepoții. Cred că ar trebui să ne adunăm aici în Piața Bubilei să facem o rugăciune colectivă. Să ne rugăm cum se rugau înainte apostolii în genunchi. Păcat că n-au venit mai mulți cetățeni, că e o vreme frumoasă. Nu avem noi puterea să schimbăm lucrurile astea fără ajutorul lui. E o vreme frumoasă și trebuiau să vină mai mulți cetățeni. Așa trebuie. Și rugăm pe domnii de la București să mai vină. Să rugăm. Da, că noi nu avem cu ce să ajungem la București. Asta le-am spus. Ne creștem noi nepoții în loc să ne ducem cu plângerile să stăm pe străzile Bucureștiului. Nici nu știi unde să te duci, e greu. Unde să te duci? Metrou, un tren, un om, oricât ai fi de pregătit. Dar plângere la DNA ați făcut așa? Da, am la DNA București scris de un om simplu. Când de la Buciumeni. Avem 2 ani de la plângerea de la DNA București. Am scris la DNA Prahov, am primit și răspuns, dar nimic. Ne-a spus că este un proces civil. Nu! Acolo ni s-a spus că are 27 de dosare penale, un procuror de serviciu, așa ne-a spus. Unde sunt acele dosare de la primăria Moroieni? Unde sunt, întrebăm? Ce o să-mi facă? M-a lovit într-o zi cu o mașină mică. O să ne omoare? Ce o să ne facă? Deci nu știm, noi nu avem încredere în ziua de azi în nimeni. Deci dacă te duci la primărie, nu. Te duci la prefectură, nu. Te duci la ADS, nu. Am fost la domnul procuror Stănescu acum de curând în audiență. Nu s-a întâmplat nimic. Mi-a spus că nu-i nevoie să las o cerere ca să te plângi. Credeți așa ceva? E incredibil. E revoltător. E distrugător. Zero. E distrugător. Nu cred. Pentru că e campanie anticorupție. Nu e adevărat. Trebuie să-i vedem. DNA-ul nu se ducă să facă doamna dreptate. Stă să ia pe doamna Maria Cotiorba de la Rădăuțe să o aducă la București pentru 2 ore. Aici este documente. Nici măcar semnat cu nume, citeți, procuror de serviciu. Păi așa îți dă răspuns un DNA, uitați-vă aici. E posibil așa ceva? Uitați pozele părinților noștri care au mers în munte la proces și au cheltuit cu 6 avocați. Uitați-vă aici ce nu am. Ce nu am răspunsuri de la București, 10? Oamenii aceștia unei au murit, acești luptători. Tatăl meu la 19 ani a avut crucea serviciului credincios cu spa de clasa a doua. A fost voluntar pe front 3 ani și ceva de la Sevastopol până dincolo de Debrețin. Care este numele dumnealui? Poftiți? Care este numele dumnealui? Chivescu Ion, din Buciumeni, este mort.
de 20 de ani a murit neîmplinit și mama mea de 3 a moartă și s-a judecat și a cheltuit cu 6 avocați și sătenii mei, 37 de familii, stau de 8 ani cu hotărâre definitivă. Și-am dat numărul de telefon. Da. Vrem să mai luăm câte...